Cetatea Târgu Mureșului își începe existența la sfârșitul secolului al XV-lea. În timpul voievodului Batur Ișvan se otărește fortificarea bisericii și a mănăstirii franciscane. Această cetate va suferi distrugeri datorită evenimentelor din 1601-1602. Iar după această dată, orașul în frunte cu Judele Suprem, Borșoștoamea își hotăresc reconstrucția și chiar modernizarea acestei vechi cetăți de secol XV. Actuala cetate însă își începe existența în jurul anului 1612, iar construcția se prelungește până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Vor fi construite noi bastioane, datorită breslelor Târgu Mureșene, astfel avem bastionul dogarilor sau bastionul măcelarilor. În 1703 are loc primul asediu al cetății, datorită curuților lui Racoții, care reușesc să ocupe cetatea. După 1711, în cetate se instalează armata imperială, iar în 1755 se construiește Casa Comandantului, unde se află astăzi sălile expoziționale ale Muzeului Județean Mureș. Lucru interesant că în 1852 se construiește o cazarmă între turnul porții și turnul mic, din păcate demolată, datorită lucrărilor de restaurare de la sfârșitul secolului al XX-lea.